Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, Luminița Ristea, bine v-am regăsit. Ce faceți, cum sunteți? Aveți să ne dați vești bune? Sperăm că da. Bună, Jesse, nu mai vești bune. De data aceasta nu mai vești bune. Nu știu cum ți se pare ție luna septembrie, dar mie întotdeauna mi se pare luna septembrie foarte scurtă, trece foarte repede, fiindcă luna septembrie este așa o lună de tranziție, da? Se face trecerea, știi foarte bine, de la vară la toamnă, are loc în data de 23 septembrie echinocțiul de toamnă, deci gata, s-a terminat vara, cum ai spus, s-a terminat vacanțele, revenim la muncă, exact, acum te sper. A fost și vacanța. Eu am avut așa câteva mini-vacanțe. Sunt bune și vacanțele, dar eu zic că și munca este ok, fiindcă ne motivează. Și avem o lună, așa cum ți-am spus, în care zic eu că vin cu vești bune. De fapt, eu zic că toate veștile pe care le dau sunt bune, indiferent că poate o planetă face un aspect mai dificil, fiindcă și aspectele dificile sau retrogradările, fiindcă o să vorbim despre retrogradări în această lună. Ne ajută la evoluție, nu? Cum? Ne ajută la evoluție. Ne ajută la evoluție. Da, când o planetă retrogradă, spune, hai gata, ia mai faceți un pas înapoi, ia relaxați-vă, vedeți lucrurile, priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Acum suntem în sezonul fecioarei, da, începem această lună septembrie în sezonul fecioarei. Știi că fecioara ce face? Vine cu măturoiul, da? Vine cu măturoiul, ne ajută să facem curățenie, ordine în haos și să curățăm dezordinea din viața noastră. Ne ajută să fim mai harnici, să ne activăm și să nu uităm că Mercur este retrograd în fecioară și va rămâne retrograd în fecioară până în 15 septembrie. Deci exact la jumătatea lunii Mercur va ieși din retrogradare, ceea ce înseamnă că după data, de fapt asta este cred că cea mai importantă zi ca bornă pentru luna septembrie, să notăm această zi, 15 septembrie. Deci e bine ca până pe 15 septembrie să nu apăsăm cu piciorul pe accelerație, să lăsăm lucrurile așa mai pe slow mode, să vedem ce mai avem de reevaluat, de regândit și de-abia după 15 septembrie începem încet, încet să ne clarificăm. Atenție, încet, încet, fiindcă nu o să ne clarificăm dintr-o dată. Fiindcă Mercur, după 15 septembrie când iese din retrogradare, intră în perioada lui de postumbră, deci mai are nevoie de o săptămână, două, până când iese din această perioadă de postumbră și efectiv vedem totul foarte, foarte clar. Deci practic se adună așa piesele în puzzle, câte una, câte una, ca să putem să luăm deciziile corecte și să ne apucăm de treabă. Ce este foarte important apropo de retrogradări, și Venus iese din retrogradare, știi că am avut 6 săptămâni, 40 de zile de Venus în leu retrogradă și ne va da undă verde după 4 septembrie să mergem mai departe clarificați în tot ceea ce ține de relații, de iubire, frumusețe, bani, deci aspecte super importante din viața noastră, dar mai e ceva în 4 septembrie, apropo, ți-am spus, cred că este o lună foarte importantă în această dinamică a retrogradărilor. Tot în 4 septembrie, Venus, micul benefic, predă ștafeta lui Jupiter, care e marele benefic care va intra el în retrogradare. Jupiter este în Taur și începe și el să retrogradeze și urmează o perioadă de 4 luni de procesare, da, legat de sistemele noastre, de credințe, de convingeri. Și mai e ceva, Jupiter este planeta oportunității, a norocului și ne ajută în această perioadă să revizuim unde nu suntem, unde dacă sunt aspecte legate de finanțe, legate de bunăstare, legate de stabilitate pe termen lung, avem timp, așa puțin, câte încet, încet, fiindcă retrogradarea lui Jupiter nu o să fie atât de furtunoasă cum au fost și cum vor fi aceste retrogradări mercuriene sau venusiene, dar pas cu pas vom lucra. Avem două lunații în luna septembrie. Prima lunație este tot pe 15 septembrie. Cred că este cea mai importantă zi.
din această, da, din această lună, da? Deci practic iese Mercur din retrogradare și avem o frumoasă lună nouă în Fecioară. Notați-vă ora, 4:39, dis de dimineață, gradul 21:58. Și această lunație ne ajută să ne setăm intenții, orice lună nouă ne ajută să ne setăm intenții. Noi pornim la un drum nou, bineînțeles trebuie să facem curățenie în spate ca să avem ce înlocui și să avem o altă perspectivă, dar e ceva de notat la această lunație. Nu intru în amănunt fiindcă sunt multe de spus și dacă se dorește o aprofundare, vă aștept pe canalul meu de YouTube, unde avem filmări. Am o filmare cu partenera mea, Laura Ghiță, psihoterapeut, cu ocazia fiecărei lunații și abordăm aceste lunații din punct de vedere astrologic și din punct de vedere psihologic. Ce este interesant la această lunație? Luna aceasta în Pești este, luna aceasta în Fecioară și Soarele în Fecioară sunt în opoziție cu Neptun în Pești. Și atunci putem să fim atrași, să spun așa, în această vibrație neptuniană, să ne dispersăm gândurile, ideile, intențiile și să aducă această lunație și confuzie sau lucruri iluzorii. Este bine să vedem ce este adevărat, ce este real, ce într-adevăr dorim să realizăm, intențiile noastre reale sau iluziile pe care putem să le lăsăm deoparte. În 23 septembrie, Soarele intră în zodia Balanță și avem la ora 9:50 de notat. E momentul important, avem echinocțiul de toamnă. Este un moment energetic foarte puternic. Cele două echinocții și două solstiții reprezintă momentele în care avem intrarea Soarelui în zodiile cardinale. De data aceasta intră Soarele în zodia Balanță. Și mai e ceva interesant, Soarele intră în Balanță și cine mai este în Balanță deja și va sta toată luna în Balanță? Marte, da, care este planeta mișcării, planeta evoluției, planeta inițiativei, planeta curajului. Și ne va ajuta, să spun așa, acest Marte în Balanță, în tandem cu Soarele în Balanță, ne va ajuta să luăm inițiative atunci când vine vorba să creăm echilibru, da? Balansul acesta în viața Da, ce spun că vă întrerup, dar vreau să dăm un sfat celor care ne ascultă, pentru că cred că este, și așa cum ați spus, este foarte important acest echinocțiu care are loc. Ce să facem în momentul în care are loc echinocțiu, ca să profităm de toată această energie? Ne dați un sfat? Da, atunci când are loc echinocțiu, practic este o trecere de la o energie la altă energie. Avem această trecere de la energia aceasta a Fecioare, este vorba de energia Yin, o energie receptivă, la energia Yang, o energie de acțiune. Și practic ne pregătim să începem un alt capitol, practic, din acest an, acest capitol legat de toamnă, și putem să întâmpinăm acest echinocțiu printr-un ritual, da? Putem să ne conectăm la energia Balanței, da? Fiindcă Soarele intră în Balanță, putem să ne revizuim, să ne gândim la relațiile din viața noastră, da? Când vorbim de Balanță, vorbim de relații, vorbim de comunicare, vorbim de modul acesta în care putem să fim diplomați în viața noastră. Și atunci, asta este recomandarea mea. Gândiți-vă la relațiile din viața voastră. Cum sunt relațiile din viața voastră? Ce v-ați dori să aduceți nou sau să schimbați în acest domeniu relațional din viața voastră? În primul rând, și puteți să faceți un ritual, puteți să faceți niște afirmații. Deci sunt tehnici simple. Eu merg întotdeauna pe o abordare mai simplă, nu lucruri complicate, fiindcă lucrurile complicate, nu știu, cât de bine ajung așa la energia universului, fiindcă atunci când spui ceva simplu, dar spui din inimă, din tot sufletul, eu zic că acest lucru este auzit acolo sus. Da.
Da. Deci am vorbit despre aspectele mai genului. Mai avem o lunație, avem și luna plină din 29 septembrie. E, luna asta plină este o lună foarte interesantă, este, atenție, a patra superlună. Da, în acest an au fost patru superluni. A fost o superlună în Capricorn, în iulie, o superlună a fost în august, la începutul lui august, pe 1 august, în Vărsător. Mai e o superlună în Pești, în 31 august, la sfârșitul lui august, și aceasta este ultima superlună din anul 2023, în 29 septembrie, la ora 12:57, la gradul 6. Ce înseamnă superlună? Înseamnă că luna este foarte, foarte aproape de Pământ și atunci are o mai mare forță de atracție, are o mai mare influență în viața noastră. S-ar putea, ținând cont că vorbim de berbec, apropo de sfaturi, da? S-ar putea să ne doară capul, să avem dureri de cap sau să avem, să ne strângă așa ceva, fiindcă berbecul este în conexiune cu capul, da? Cu zona aceasta din corpul nostru. S-ar putea să, poate să nu dormiți, să aveți insomnii. Deci, atenție, este acest moment legat de energia berbecului. Berbecul ne solicită foarte multă adrenalină și s-ar putea să fim mai treji în această perioadă. Nu vă speriați, trece. Luna este foarte aproape de Pământ și din cauza aceasta influența ei va fi mult mai mare. Deci acestea au fost, să spun așa, sunt o serie de aspecte în această lună, dar nu avem timp să vorbim despre ele, dar acestea sunt aspectele majore care ne vor influența cu siguranță pe fiecare din noi în parte. Da, vă mulțumim frumos. Cred că este important să știm și cum arată în general această lună, ca să fim atenți și la noi și la aspectele care se întâmplă pe cer, deși toată lumea, bineînțeles, că este foarte interesată să știe pentru zodia lui în parte ce urmează să întâlnim pe parcursul acestei luni și cred că și putem să începem și să discutăm despre fiecare. Eu am spicuit, așa, nu am timpul fizic, o să încerc să extrag esențialul pentru fiecare zodie în parte. Hai să vedem, zodia berbec, da? Începem cu berbecii. Până în 23 septembrie, reflectorul berbecilor este pus pe zona aceasta de muncă, de serviciu, reluarea activităților de zi cu zi, planificările pe care le-au de făcut în muncă. Este acest sezon al fecioarei, berbecii se vor concentra pe aceste activități, mai ales că Mercur a retrogradat în acest domeniu, da, legat de priorități, legat de rutina zilnică, legat de stilul de viață, de muncă, și berbecii au cam tras-o, ca să spun așa, fiindcă s-ar putea să fie avut întârzieri, amânări, discuții la serviciu și încet, încet lucrurile încep să se clarifice. După ce iese Venus din retrogradare, după 4 septembrie, berbecii vor avea și mai multă claritate în ceea ce doresc cu adevărat. Acum, berbecii, dacă sunt într-o relație, vor vedea mai bine ce au de făcut mai departe în relație. Dacă nu sunt într-o relație, vor vedea ce să-și dorească mai departe. Dacă nu au copil, o să vadă o strategie dacă își doresc copii. Deci au foarte multă treabă în viitor. Acum, planeta conducătoare a berbecului, Marte, tranzitează domeniul parteneriatelor, deci este în balanță, și din partea berbecilor se va anunța o mai multă inițiativă când vine vorba de relații, da? Și este momentul pentru berbeci să acționeze, da? Să condimenteze relațiile parteneriale. În 15 septembrie, cu luna nouă în fecioară, este un moment bun pentru berbeci să seteze intenții legate de un nou stil de viață, noi obiceiuri sănătoase. Și la odată cu intrarea soarelui în balanță, practic intră soarele în zodia opusă, după 23 septembrie, practic mai multă activitate în zona partenerială, se pot declanșa și o serie de tensiuni în relații
și berbecii să încerce să nu ia lucrurile prea personal. La sfârșitul lunii vine și această lună plină acasă la ei în Berbeci, care le oferă o oportunitate de magică de a-și seta obiectivele pentru următoarea perioadă. Cam aceasta ar fi aspectele cele mai importante pentru berbeci. Hai să vedem taurii, nu? Taurii încep în forță luna septembrie, mai ales că Venus, guvernatoarea lor, își va încheia retrogradarea. Deci taurii se destind și ei după 6 săptămâni de așteptare, de revizuire. Activitățile casnice se vor desfășura mult mai bine. Taurii pot acum să-și facă o serie de cumpărături pe care probabil că le-au amânat. Taurii care ne-au ascultat probabil horoscopul luna trecută. În același timp, soarele tranzitează zodia fecioară și vor dori taurii să-și redirecționeze energia lor către proiectele de viitor, poate către pasiunile romantice sau către relațiile cu copiii. Le recomand taurilor până în 15 septembrie, când Mercur va ieși din retrogradare, să nu înceapă noi relații amoroase sau noi proiecte artistice. Mai degrabă să vadă ce au de revizuit, ce au de regândit legate de această temă. Din 15 septembrie are loc această lună nouă în Fecioară, în domeniul iubirii pentru tauri. Pot să planteze semințe pentru o noi relații amoroase, pentru copii, pentru proiecte creative sau pentru o nouă armonie, un nou mod de a relaționa cu partenerul. Deci o lunație foarte frumoasă pentru tauri. Echinocțiul de toamnă aduce pentru tauri schimbări de priorități și se vor orienta taurii către rutină, stil de viață sănătos și vor începe să își facă planul de bătaie la serviciu, la muncă, alături de colegi pentru perioada următoare. Și luna plină în taur din 29 septembrie poate fi foarte obositoare, în special pentru tauri, da? Poate să le creeze dureri de cap, stare de oboseală, o energie mai redusă, fiindcă ea are loc în casa 12-a, în cazul taurilor. Așa că taurii să stea mai cu minți la această lună plină în berbec. Gemeni. Dacă ai întrebări, le aștept. Nu, sunt destule informații și sunt convinsă că lumea așteaptă să le afle cu nerăbdare. Hai să vedem gemenii. Începând din 4 septembrie se destind și gemenii, odată cu ieșirea lui Venus în retrogradare, din retrogradare, și practic ei vor înțelege lucrurile mai bine, vor avea din nou ușurință în comunicare, în culegerea, evaluarea informațiilor, totul revine la normal. Sau cam frustrat în domeniul contractelor, în ofertelor, au apărut amânări, întârzieri, blocaje, așa că acum lucrurile încep să se clarifice și pentru gemeni și este o perioadă bună. Până în 23 septembrie se va pune reflectorul pentru gemeni pe domeniul locativ, pe domeniul familial, dar nu prea au ei spor așa să facă foarte mult din ce și-au programat, fiindcă până pe 15 septembrie Mercur retrograd acolo, acasă la ei, și pune lucrurile pe hold, pe așteptare. În 15 septembrie au șansa să seteze intenții legate de noi activități, legate de casă, poate schimbări, mutări, legate de situația locativă, mediul de viață sau relațiile de familie. În 23 septembrie se face această trecere de la vară la toamnă și odată cu tranzitul soarelui prin balanță, vor fi chemați gemenii să acorde noi priorități conexiunilor, socializării cu oamenii din jurul vostru. Urmează o perioadă distractivă, recreativă. Deci pentru gemeni se pare că este o lună puțin mai ușoară, ca să spun așa. Super luna plină în berbec din 29 septembrie este o zi bună pentru a comunica în cadrul comunităților din care gemenii fac parte, dar atenție, fiindcă gemenii s-ar putea să fie și mai agitați de această energie a berbecului, să mai intre în conflicte cu ceilalți. Este important să
conștientizeze că trebuie să lase și spațiu și pentru ceilalți. Hai să vedem răcușorii. Pentru raci, luna septembrie începe și pentru ei cu vești bune, fiindcă la raci foarte interesant, atenție, dragi raci, Venus în Leu va ieși în 4 septembrie din retrogradare din casa banilor. Se pare că raci au fost foarte frustrați în această perioadă, legat de bani, bani care n-au venit, bani așteptați, cum s-au valorizat, stima de sine, au fost probabil încercați de diferite persoane. Și acum pregătiți-vă, dragi raci, pentru claritate și pentru a culege roadele muncii voastre și să vă bucurați de mai multă abundență și prosperitate. Soarele tranzitează până în 23 septembrie zodia Fecioară și va pune reflectorul pentru raci pe comunicare, pe învățare, relațiile cu persoanele apropiate din viața lor, frați, surori, verișori, vecini, prieteni, dar atenție, până în 15, e acest semnal de atenționare, până în 15 septembrie Mercur este acolo. Retrograd și le cam strică planul, adică ei vor să facă foarte multe lucruri, vor să se întâlnească, vor să vorbească, vor să comunice, dar nu prea au spor, da? Și atunci mai trebuie să mai aștepte după această dată. În ziua de 15 septembrie, cu ocazia lunii noi în Fecioară, racii pot să-și reînnoiască gândurile, planurile, tot ceea ce ține de studii, planurile lor de viitor. Este o zi norocoasă pentru ei să-și planifice, poate să înceapă un podcast, un hobby, activități care să le stimuleze mintea. Din 23 septembrie, soarele începe să transiteze balanța și va pune reflectorul pe echilibru, intimitate, lumea lor privată și relațiile de familie. Da? Deci este important pentru raci să se simtă foarte bine după data de 23 septembrie și să aducă mai multă frumusețe acasă, în habitatul lor natural. Și în 29 septembrie, cu ocazia acestei super luni pline în berbec, provocările pentru raci sunt în domeniul carierei. Practic, racii vor ieși în față, vor culege poate roadele sau în același timp se vor debarasa de ce nu le mai trebuie, ce nu mai au nevoie pentru a se alinia cu obiectivele lor pentru a-și urma vocația. Leii. Până în 23 septembrie, acest sezon al Fecioarei va activa pentru lei domeniul legat de bani. Domeniul legat de bani, legat de tot ceea ce ține de valoare personală, stimă de sine, dar atenție, o altă atenționare și pentru lei legat de acest domeniu al banilor. Atenție, dragi lei, până în 15 septembrie, când Mercur retrogradează în zodia Fecioară, atenție la finanțele voastre personale. Atenție cum vă cheltuiți banii, atenție cum vă regândiți și cum vă reevaluați și reorganizați strategia financiară. Acum, ce este bine pentru lei este că Venus iese din retrogradare din 4 septembrie, se încheie această călătorie, adevărată călătorie inițiatică a lui Venus. A fost o călătorie majoră legată de reevaluarea valorilor personale, a modului în care lei apar în lume și eu zic că lei vor căpăta mult mai multă încredere în ei și după 4 septembrie vor străluci mai mult și vor fi mult mai fermi atunci când doresc să se promoveze și să arate cine sunt ei și ce este foarte important pentru ei. Luna nouă în Fecioară, în 15 septembrie, este un moment foarte bun pentru lei de a-și pune intenții legate de bani, legate de valorizare, legate de resursele financiare din viața lor, pasiune, cum să muncească cu mai multă pasiune și, bineînțeles, aceste intenții își vor arăta roadele în decursul următoarei perioade de 6 luni. Vara se încheie oficial pe 23 septembrie, soarele va intra în zodia Balanță și va pune reflectorul pentru lei pe comunicare. Pe comunicare, relaționare, socializare, atenție, dragi lei!
agenda și notați-vă pe toate evenimentele la care veți participa, da? Fiindcă urmează un sezon foarte plin de evenimente, întâlniri, aniversări, da? Deci foarte, foarte agitați, foarte, foarte ocupați vor fi lei. Și se încheie această lună pentru ei cu o superbă, super lună plină în berbec, care le luminează gustul pentru aventură și leii pot să plece, poate, sau să-ți planifice o excursie sau chiar să plece într-o excursie planificată sau pot să acceseze noi cursuri pentru a-și extinde orizontul cunoașterii sau să se conecteze cu un mentor pentru a evolua. Hai să vedem fecioarele. Dragi fecioare, vă urez la mulți ani, fiindcă este până în data de 23 septembrie acest sezon al fecioarelor, să aveți o revoluție solară magică pentru acest nou an aniversar. Bineînțeles, este cea mai importantă perioadă din an. Rețineți, când soarele este în fecioară, deci până pe 23 septembrie, pentru voi, dragi fecioare, este perioada în care străluciți, în care practic totul este luminat, dar în acest an, din nou această virgulă, Mercur, guvernatorul fecioarei, guvernatorul zodiei voastre, este în retrogradare și nu este aceeași strălucire, da, ca în alți ani, fiindcă pot să apară o serie de confuzii, o serie de încetiniri sau chiar adevărate crize de identitate, în special pentru cei care își aniversează ziua de naștere până în data de 15 septembrie. Cu toate acestea, lucrurile încep să se mai destindă. Venus va ieși din retrogradare în Leu în 4 septembrie. După aceea, luna nouă în Fecioară este foarte importantă, este una din cele mai importante lunații pentru Fecioare și este timpul să își spună aceste dorințe, intenții speciale, atenție la opoziția cu Neptun în Pești, adică să se vadă pe ei înșiși, da? Să pună reflectorul pe ei și îi va ajuta foarte mult ieșirea lui Mercur din retrogradare, fiindcă se vor clarifica încet, încet, pas cu pas până la finalul lunii. După echinocțiul de toamnă din 23 septembrie, soarele începe să tranziteze zodia Balanței, va părăsi prima casă a sinelui și va intra și pentru fecioară, da, veste bună, în casa banilor. Da, și aici soarele în balanță va fi alături de Marte în balanță, da, deci foarte multă atenție vor acorda fecioarelor problemelor materiale, cum să câștige bani, să-și facă bugete de venituri și cheltuieli, cum să-și cheltuie banii. La finalul lunii avem această super lună plină în berbec care aduce eliberări pentru fecioare de relații toxice, de frici, care le împiedică să acceseze libertatea spirituală. Balanțele, și balanțele sunt vedetele acestei luni. La mulți ani și pentru balanțele care sunt născute în prima perioadă între 23 și 30 septembrie. Este important de reținut faptul că pentru balanțe Marte este acasă la balanță și chiar dacă Marte nu se simte foarte bine în zodia balanță, este debilitat, este în exil, va da suficientă motivație, adică va împinge, le va împinge pe balanță de la spate să ia inițiative și să își urmărească mult mai îndeaproape obiectivele personale. Le recomand balanțelor ca în prima parte a lunii, adică până în 23 septembrie, să își folosească energia mai cu moderație, fiindcă soarele este în clasa 12, este în zodia fecioară și este important să se odihnească, să se pregătească cum se cuvine pentru viitorul, pentru acest sezon aniversar care începe în 23 septembrie. Venus, care este guvernatoarea balanței, iese și ea din retrogradare în 4 septembrie. Și practic va aduce un noi clarificări legate de grupurile, de relațiile cu prietenii, cu comunitatea din care balanțele fac parte. Balanțele se vor simți mult mai încrezătoare în tot ceea ce fac. Acum Mercur va retrograda și el tot în casa 12-a, casa aceasta singurătății a recluziunii și
le ajută pe balanțe să-și facă o prioritizare, da, la nivel spiritual, a temelor pe care le au de abordat în următorul an aniversar, să-ți facă acest bilanț de sfârșit de an aniversar. Luna nouă în Fecioară din 15 septembrie este momentul acesta pentru balanțe de a intra în contact cu latura mistică. Pot balanțele să-și facă un ritual în această perioadă de introspecție. Acum, la finalul lunii, avem această super lună plină în Berbec, în opoziție cu zodia balanțe. Bineînțeles, fiind în opoziție, este în zodia, în sectorul relațiilor, și este un moment minunat pentru balanțe, cu această super lună plină, să pună reflectorul pe dinamica interpersonală din viața lor amoroasă, din cadrul relațiilor. Da? Adică să fie atente. Dacă fac sau nu fac compromisuri în relații, în parteneriate, da? Dacă continuă în parteneriat sau dacă este cazul să se oprească, da? Și să încerce și altceva, este important să învețe să-și susțină propriile valori, propriile nevoi și să tragă această linie peste care nu se trece. E vorba de aceste limite pe care balanțele mai greu și le setează. Hai să vedem scorpionii. Scorpionii au o serie de probleme sociale, dinamică dezordonată legată de relațiile pe care le au cu prietenii, cu comunitatea. Cu toate acestea, pentru ei lucrurile se vor mai relaxa spre sfârșitul lunii septembrie. Până în 23 septembrie, soarele care este în Fecioară practic activează acest sector legat de prietenie, dă mai multă vitalitate în conexiunea cu comunitatea, dar în același timp scorpionii vor deveni mult mai selectivi legat de relațiile de prietenie și de muncă în echipă. S-ar putea să apară bârfă, neînțelegeri, s-ar putea să facă curățenie, să ia măturoiul și să facă curățenie în cercul lor de prieteni. În același timp, după ieșirea lui Venus din retrogradare, s-ar putea să descopere noi oportunități în carieră, da? Și să fie mult mai încrezători în puterea lor de a face lucrurile se întâmple, în autoritatea lor, în profesionalismul lor și în obiectivele și valorile pe care le-au tot regândit, le-au tot revizuit în această perioadă de retrogradare. Luna nouă în Fecioară este un moment grozav pentru a seta intenții, a plata semințe pentru noi colaborări, poate pentru a vă imagina tipul de comunitate care îi ajută, oamenii care rezonează cu ei, care au aceleași valori ca și ei. Echinocțiul de toamnă pentru scorpioni practic are loc în casa a 12-a. Și e nevoie și pentru ei în această perioadă, poate de o mai mare, de o relaxare, de o odihnă spre finalul lunii, să nu se epuizeze, să se odihnească, să se relaxeze. Și această super lună plină în Berbec este un moment bun pentru ca să-și reajusteze acest echilibru între muncă și viață. Adică să se elibereze de orice obligații inutile și să își încarce bateriile, fiindcă în octombrie va urma sezonul scorpionilor și trebuie să fie pregătiți pentru această perioadă. Săgetătorii, este o lună interesantă și pentru ei, fiindcă până în 23 septembrie acest sezon al Fecioarei va pune reflectorul pe carieră, pe afirmare profesională, vizibilitate publică, planuri de carieră, relațiile cu persoanele importante, cu senioritate din viața lor și vor avea mai multă inspirație, mai multă energie când vine vorba de a urca pe scara socială, dar din nou Mercur vine și mai trage puțin în jos așa, până în 15 septembrie, fiindcă lucrurile nu merg așa cum cred ei, cum își doresc ei, în energia lor de foc, așa apar amânări, întârzieri de plan, care îi pot frustra, dar aceste întârzieri, așa cum am spus și la început, îi vor ajuta ca să vadă lucrurile așa cum sunt.
Acum, în 15 septembrie, este și această lună nouă în Fecioară, care îi ajută să planteze semințe, intenții și să vadă efectiv, să-și răspundă la această întrebare. Ce doresc eu cu adevărat în domeniul carierei? Dacă mi-am găsit sau nu calea pentru a străluci în ceea ce doresc să fac? Și este important pentru săgetător să nu se piardă în planuri fanteziste, să se concentreze asupra modalităților practice în care pot să obțină succesul tangibil. Practic, după intrarea soarelui în balanță, vor fi mai inspirați să lucreze cu prietenii, să facă brainstorming cu membrii echipei de lucru și luna septembrie se încheie cu o super lună plină în berbec, o lunație care le va canaliza energia în proiectele creative sau în relațiile, atenție, pasionale și amoroase. S-ar putea să descopere, da, săgetătorii că se aprinde flacăra unei povești de dragoste, da, sau o poveste care s-a reaprins în perioada retrogradării, acum se poate materializa sau se poate continua. Capricornii. Pentru Capricornii, până în 23 septembrie, soarele este în energia de pământ a Fecioarei, deci rezonează foarte bine cu energia Capricornului. Îi va ajuta pe Capricorn totuși să iasă din zona lor de confort. Din 4 septembrie, Venus în Leu iese din retrogradare după 40 de zile și Capricornii încep să își planifice noi scenarii financiare, montaje financiare. Practic încep lucrurile să se deblocheze, da? Legate poate de aprobarea unui împrumut, a unui credit care se blocase sau de o decizie de partajare sau o pensie alimentară sau o sumă pe care trebuia să o primească de la o firmă de asigurare. Soarele este în zodia Fecioară, va face o lunație foarte frumoasă alături de luna în Fecioară în 15 septembrie. În casa a noua, în acest domeniu al cunoașterii, al spiritualității, și va ajuta pe Capricorn să privească, să gândească clar la obiectivele de ansamblu și efectiv să își găsească direcția. De asemenea, pot să se și plimbe, da? Să își seteze și noi călătorii sau chiar să plece într-o călătorie. În 15 septembrie avem și această frumoasă lună nouă în Fecioară, le aduce o oportunitate frumoasă de a-și manifesta intențiile legate de evoluție, expansiune spirituală, educație, schimbare de paradigmă, da? Au multe lucruri la care trebuie să mediteze și toate acestea sunt legate pentru Capricorn de sensul vieții. Deci este foarte important să se gândească acum la evoluție și la ce reprezintă pentru ei viața mai departe. Echinocțul de toamnă din 23 septembrie, un moment în care soarele este în balanță și va lumina sectorul carierei. Este și Marte acolo, împinge de la spate, nu mai e nevoie că oricum Capricornii sunt pe poziții și ei iau inițiative legate de obiectivele profesionale și se încheie această lunație din nou cu o lună provocatoare, o super lună plină în berbec, care la fel îi provoacă pe Capricorn în problemele legate de familie, viață privată și de ce este important acest lucru, să fie foarte atenți, fiindcă dacă acasă, în familie, lucrurile sunt dezordonate, dacă situația familială este dificilă, atunci capricornilor le este greu să strălucească, da? Să fie în lumina reflectoarelor, așa încât trebuie să echilibreze această balanță și asta au de făcut în această lună. Pentru vărsătorii, practic, știi că în general ei au acest stil de a privi imaginea din ansamblu și aceste retrogradări pentru ei au fost adevărate provocări, dar în același timp i-a ajutat să gândească așa în stilul lor specific și până în 23 septembrie cu soarele în Fecioară, alături de Mercur retrograd în Fecioară, Practic vor fi mai influențați în tot ceea ce privește
zonele acestea de autoreflecție. Deci ei vor fi poate mai gânditori decât de obicei, se vor gândi mai mult la ei, la, poate la resentimentele din trecut, poate la datorii neplătite, lucruri legate de intimitatea cu partenerii. Și este acum momentul să dezlege o serie din aceste noduri care s-au legat de-a lungul timpului, mai ales când vine vorba de aceste lucruri acolo, răni care sunt nevindecate. După 4 septembrie, planeta iubirii și a relaționării Venus își încheie retrogradarea în leu, i-a provocat și pe vărsător destul de mult și va readuce, ca să spun așa, un pic de impuls, claritate legată de parteneriate, de relațiile vărsătorilor, relațiile parteneriale sau dacă nu sunt într-o relație, de ceea ce și-ar dori de la un partener. Acum, practic nu este ușor să cercetezi ce este în urmă, dar ei se pot aștepta, vărsătorii, la o serie de descoperiri semnificative. Vine această lună nouă în Fecioară, când își pot concentra foarte mult atenția pe intuiție și își vor pune intenții legate de a descoperi mai multe lucruri legate de ei, de procesul acesta de transformare, de evoluție, de transcendere care este în viața lor. După ce soarele intră în semnul aerian al balanței, vor fi gata de noi acțiuni, vărsătorii se vor simți mai bine, fiindcă balanța și cu vărsătorul sunt în relație armonioasă, este acolo și Marte în balanță și va fi activată această casa nouă legată de aventură, de călătorii și o minte mult mai clară, o creștere la nivel intelectual și la nivel spiritual pentru vărsători. Luna se încheie într-o notă socială, avem o super lună plină în Berbec, care reactivează, da, aduce combustibil în acest sector al comunicării, al socializării, conversații stimulatoare și conexiuni semnificative. Și vărsătorii să iasă în lume, să iasă la petreceri, să accepte invitațiile, evenimentele, petrecerile, seratele pentru a sărbători această primă lună plină a acestei toamne. Și hai să vedem și peștișorii. Și pentru peștișori este o lună interesantă, mai ales că avem această energie puternică a Fecioarei, Fecioara fiind în opoziție cu zodia Pești și, bineînțeles, sezonul Fecioarei va pune în evidență pentru Pești casa parteneriatelor, pune un accent puternic pe dinamica relațiilor, pe aceste angajamente interpersonale. Până în 15 septembrie, cu Mercur retrograd în Fecioară, pot apare adevărate ravagii, da, în relațiile peștilor. Atenție, dragi pești, atenție la neînțelegerile cu partenerii, atenție că se pot isca discuții, vechi dispute, certuri, pot să apară sau să se reactiveze fisuri în parteneriatele voastre. Fiți atenți la cuvintele pe care le spuneți și nu luați lucrurile prea personal. Folosiți această perioadă foarte bună până pe 15 septembrie pentru a încheia problemele din trecut, da? Dacă nu se mai pot remedia și a începe cu totul și cu totul altceva. Din 4 septembrie Venus iese din retrogradare și vor căpăta peștii mai multă claritate legată de muncă, de serviciu, rutină și poate de un nou stil de viață. Și în 15 septembrie această lună nouă în Fecioară, în opoziție cu zodia Pești, acolo unde este și Neptun în Pești, va sufla un aer proaspăt în dinamica relațiilor și este momentul cu această ocazie să-și pună intenții legate de parteneriate. Fie să întoarcă pagina, fie să se elibereze, să elibereze spațiul, fie să își pună intenții pentru un nou parteneriat. Atenție că Neptun este acasă la voi și nu fiți duși. Să nu vă lăsați duși de sentimentele acestea iluzorii, de fanteziile exagerate care sunt foarte bine cunoscute peștișorilor. Fiți cu picioarele pe pământ, duceți-vă pe energia opusă, pe energia Fecioarei, fiți realiști în noi pași pe care îi veți face.
odată cu echinocțiul de toamnă, soarele începe să transiteze zodia Balanței, pune reflectorul pe misterioasa casă a opta, casa sexului, casa secretelor, e poate cazul, sau casa intimității, e poate cazul să facă curățenie, da? Să curețe scheletele din dulap și să exploreze mai profund aceste straturi legate de dinamica relațiilor și să stabilească poate anumite granițe energetice mai importante. Se încheie această lună și pentru ei cu această super lună plină în berbec, care va lumina sectorul financiar, da? Și este o veste bună. Încheiem horoscopul cu această veste bună pentru pești, fiindcă peștii vor putea să-și seteze intenții grandioase legate de bani, legate de valorizare, legate de resursele financiare pentru următoarea perioadă de 6 luni de zile. Așadar, am ajuns și la finalul horoscopului. Doamna Luminița Aristea, vreau să vă mulțumesc pentru toate previziunile pe care ni le-ați prezentat și, ce să spun, să le fie de folos tuturor celor care le ascultă și să aibă o lună septembrie plină de lucruri frumoase. Așa să fie și încă o dată la mulți ani fecioarelor, la mulți ani balanțelor care sărbătoresc zilele de naștere și să avem zile frumoase. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru prezență și vă mai așteptăm cu drag. Oricând. Dragi ascultători, a fost alături de noi Luminița Aristea, astrolog, și am vorbit despre aspectele astrale ale lunii septembrie. Am vorbit general, la modul general, să vedeți care vor fi evenimentele care vor avea loc pe cer, dar am vorbit și despre fiecare zodie în parte. Dacă nu ați prins zodia dumneavoastră, vă invit să reascultați emisiunea pe canalul meu de YouTube, Jessy Baneș, sau pe Gold România, inclusiv ne găsiți pe goldtv.ro. Vă îmbrățișez, dragii mei, vă doresc o seară fantastică, să vă fie de folos aceste aspecte pe care ni le-a prezentat Luminița Aristea și ne vedem mâine tot aici la Gold FM de la ora 18, Golden Hour cu Jessy, vă îmbrățișez!